Numele meu e Daniel Barbu, sunt profesor de știință politică la Universitatea din București și de două zile cred consilier al președintelui României, Călin Antonescu. Ambele lucruri sunt oarecum ciudate pentru biografia mea, care e lungă datorită vârstei, aș dori să fie mult scurtă, dar e ceva ce nu controlez. Am studiat istoria artei și istorie în moment în care socialismul de stat guverna România, în care ca să faci, cred că la vârsta respectivă vreau să fac dreptul, când am terminat liceul, ca să faci dreptul, ca să faci filozofia, care probabil care au fost facultățile spre care mi-ar fi plăcut să mă îndrept, aveai nevoie de recomandare de la Organizația Uniunii Tineretului Comunist, recomandare pe care de altfel am cerut-o, dar care mi-a fost refuzată, nici acum nu știu bine de ce, dar probabil nu eram un element disciplinat, nu prezentam o formulă a vremii garanții moral-politice. Studiile mele au făcut ca în anii 80, când am început să public, am avut privilegiul să fiu și cercetător la un institut al Academiei, Institutul de Studii Sud-Est Europene, unde am întâlnit oameni absolut remarcabili care mi-au marcat biografia și cea personală și cea intelectuală, Alexandru Duțu, Valentin Georgescu, de pildă, profesori eminenți din alte generații, profesori care nu erau profesori decât informal, nefiind membri de partid, nici ei nu puteau preda, erau cercetători, care erau un fel de linie moartă, așa, sau a doua categorie în lumea academică românească, celor care aveau probleme, de regulă, nu majore, pentru că dacă ar fi avut probleme majore, n-ar fost nici măcar acolo, dar nu prezentau garanții de pline pentru regim. Spuneam că am început ca medievist, ceea ce a fost important pentru cariera mea, datorită faptului că am învățat disciplina cercetării, lucru cu manuscrisele, paleografia, limbile vechi, toate lucrurile care sunt foarte tehnice și care trebuie să le înveți, așa cum înveți o meserie, oricare ar fi meseria, nu știu, de ebenist, de florist, ori sunt meserii și asta îți dă o disciplină a minții și o disciplină a utilizării timpului, nu? Pentru că îți dai seama că fără aceste instrumente care durează să te dobândești, nu poți să faci nimic. Și în plus, ocupându-te de Evul Mediu, ocupai și un soi de nișă în regim, pentru că, sigur, dacă ai fi fost istoric al secolului al XX-lea sau chiar al secolului al XIX-lea, ochii ideologici erau ațintiți asupra ta și se citea cu mare atenție tot ce scria. Evul Mediu era o epocă atât de îndepărtată de mizele ideologice ale vremii, încât aveai, ca să spun așa, un oarecare grad de libertate academică. Abia în anii 90, în primii ani 90-91, pe de o parte am început să predau, nici nu știu dacă mi-am dorit să predau înainte de 1989, în fond viața de cercetător, chiar și azi există cercetători în instituțiile Academiei, una foarte comodă, pentru că nu prea dai socoteală nimănui, îți gestionezi singur programul, zi, ai evident un salariu care nu e excepțional, fără a fi neapărat mic în raport cu salariul mediu pe economie, dar ai o libertate pe care puține alte poziții în țara asta ți-o dau. Dar s-a întâmplat să fiu chemat să predau și întâmplarea asta cred că mi-a descoperit adevărata vocație, care e cea de pedagog. Nu știu dacă sunt un mare savant, nu sunt eu cel care judecă, dar cred că sunt un bun profesor și mă investesc foarte mult în pregătirea cursului, în lucru cu studenții de prin 99, inclusiv cu studenții doctorali, adică lucrez cu toate
tipurile de studenți posibili. Deci mă întorc la primii ani 90, pe de o parte am fost chemat în universitate și am început o carieră de profesor și pe de altă parte m-am îndreptat spre un alt domeniu decât în cel în care mă formasem în anii 80, în care dobândisem o expertiză, cel al medievisticii. Am început să mă interesez de fenomenul politic. N-a fost ușor. Nu, cine se uită la lista lucrărilor mele o să vadă, și ușor de văzut, aproape că sare în ochi, nu neapărat un hiatus, pentru că am publicat în fiecare an relativ consistent, dar e o densitate mai mică de publicații, știu, în prima parte a anilor 90, pentru că a trebuit să recuperez o parte din lecturi, pentru că și știința politică, în ciuda modului în care se practică în spațiu public, la televizor, în ziare, analiza politică, care poate să dea o impresie de oarecare superficialitate cu privire la această lucrare. Știința politică e o disciplină foarte riguroasă, cât de riguroasă pot fi, poate fi o știință socială și, sigur, mai ales pe versantul teoretic, teoria politică, istoria gândirii politice, nu aveam lacune enorme, dar pe toată partea de cercetare politică a fenomenului democratic, așa cum s-a practicat în America, de când știința politică a fost întemeiată ca disciplină academică, adică începând cu anii 30 ai secolului trecut, toată acea literatură mi era quasi necunoscută, să o recuperez. Dar evident că disciplina metodologică pe care o dobândisem m-a ajutat foarte mult să fac acest lucru și cred că într-un fel am contribuit într-un mod relativ semnificativ la, eu vreau să spun important, dar poate e prea mult, într-un mod semnificativ la apariția, geneza științei politice ca disciplină de studiu și cercetare în spațiul universitar românesc, nu numai publicând, nu numai predând, dar întemeind Facultatea de Științe Politice a Universității din București în 1995. Am întemeiat de asemenea în 2004 prima școală de doctorală de știință politică din spațiul universitar românesc. Deci, am avut șansă, nu m-am considerat niciodată, e foarte la modă să spun acum, un manager sau un administrator, dar s-a întâmplat să fiu pus în, fără voia mea, în situația de a trebui să inventez instituții, să le creez, să le guvernez în sensul punerilor pe picioare a populărilor cu specialiști. La, înțeleg că asta este miza la capitolul succes, cred că el, în ceea ce mă privește, nu e doar unul personal care ține de profilul meu academic și public, e și unul instituțional. Repet, s-a întâmplat fără voia mea, dar am avut această șansă să fiu creator de instituții într-un context dincolo de știința politică, în care în spațiu academic puține instituții s-au creat. Nu vreau să spun că nu s-au creat deloc, dar n-a fost așa un pat germinativ extraordinar de divers și fertil. Sigur, când te ocupi de știința politică, asta este meseria ta, e evident că ai și tentația politicii ca atare. Nu știu. Știm din istoria gândirii că politice, că drama multor gânditori ai politicului a fost aceea că n-au reușit să devină sfătuitori ai principelui. Nu, de să, nu numai să scrie despre politică, dar să și poată influența prin sfatul lor, prin opinii, politica care se făcea sub ochii lor. Nu, mă gândesc, Confucius e exemplul cel mai
ilustru, toată viața și-a dorit să aibă urechea unui rege chinez al vremii sale, n-a reușit, celebritatea lui a venit după moarte, nu în timpul vieții. Deci un caz relativ tipic din antichitatea chineză până în modernitatea și postmodernitatea europeană sau nord-americană, adesea gânditorii politicului sau specialiștii în știința politică au această ambiție. Nu știu dacă am avut această ambiție, dar s-a întâmplat să fiu chemat, nu neapărat frecvent, nu de toată lumea, s-a întâmplat o singură dată înainte de acest moment, care importa nu numai pentru mine, dar și pentru societatea românească în ansamblu ei. Președintele Constantinescu, când a devenit președinte, m-a chemat să-i fiu consilier. Ca să fiu foarte onest, nu știu dacă mă aprecia neapărat cu titlul personal sau înțelegea exact ce fac și ce spun, pe ce poate să fie vina mea, nu neapărat a lui, dar așa, în o mică piesă, în imaginea globală pe care vrea să o prezinte publicului, era și aceea că eram decan pe vremea, că decanul Facultății de Științe Politice, consilierului, asta suna bine, cum se spune colovial, și mai degrabă din această pricină m-a chemat, nici n-am stat mult, mai puțin de 2 ani. Acum, din nou, un alt președinte al României, Crin Antonescu, m-a chemat să stau alături de el, sigur, într-un cu totul alt context, nu știu cât va dura, nu sunt profet, îmi place să repet o vorbă, mi se pare mie foarte înțeleaptă, a unuia dintre părinții științelor sociale, așa cum le cunoaștem azi, Max Weber, care spunea într-o conferință din 1920, consacrată de altfel profesiunii de savant, Wissenschaftler, în științele sociale. La noi sună cam prețios savant, da, în sensul tehnic al termenului, specialist, da, în științele sociale. Spunea, două lucruri sunt interzise acestuia sau acesteia, ca să fiu corect politic în limbajul nostru de azi, să fie demagog și să fie profet. Deci nu trebuie să minți, trebuie să spui ceea ce vezi, chiar dacă greșești văzând ceva, dar faptele pe care le judeci te obligă la coerență și în același timp nu cred că ai dreptul să prefigurezi viitorul. La noi, și de aici mi se pare mie că această quasi-profesie de analist, comentator politic, oarecum derizorie sau nu se bucură de o mare stimă în ochii celor mai mulți dintre contemporanii noștri din această țară, faptului că foarte mulți analiști, comentatori sau oameni care se recomandă care consultanți vor să modeleze viitorul. Deci și câștigă o mulțime de bani de această activitate, dar stau pe lângă politicieni, pe lângă partide, făcând planuri, strategii, spunându-le acestora, comanditarilor, ce se va întâmpla peste 3 luni, peste 3 ani, ce trebuie să facă, cum e mai bine să procedeze. Eu nu fac așa ceva, nu? Adică, pentru mine, lecția lui Max Weber e una categorică și definitivă. Încerc să înțeleg trecutul, considerând că e trecut, orice s-a întâmplat, fie și cu un minut în urmă. Deci, s-a întâmplat și putem arunca o privire asupra a ce s-a întâmplat, putem formula o judecată, cât de informată putem, dar e vorba de trecut, nu? De acum un minut, dar e trecut. Ce se va întâmpla peste un minut, refuz să spun. Deci, revin la propria mea persoană, asta este tema acestei discuții. Nu e o discuție, de fapt, un soi de monolog, aș prefera să fie o discuție. Deci nu știu ce voi face peste 3 săptămâni și, într-un fel, nici nu mă privește prea mult în această clipă. Sigur, e important ce facem, destinul fiecare dintre noi, e important pentru noi înșine, pentru cei din jurul nostru, dar
Mi se pare că ceea ce e mai important astăzi este ziua de astăzi, adică, cum spune Scriptura, să lăsăm zilei de mâine propriei grijă, să se îngrijească ea însăși de ce va fi. Noi trebuie să privim la noi așa cum suntem astăzi și cred că, potrivit puterii mele de judecată, valorilor care sunt ale mele, că trebuie astăzi să luăm o anumită atitudine. Nu? Am avut acest privilegiu să pot să o formulez public, să fiu oarecum extras, fără a pleca de acolo vreo clipă, dar să fiu oarecum extras din spațiul universitar propriu-zis, să fiu invitat în diverse emisiuni media, să îmi spun opinia. Astăzi, iată, președintele României m-a invitat să fiu alături de el și, sigur, e un lucru foarte important pe care îl privesc cu multă umilință. Nu sunt ipocrit, nu vreau să spun că e neapărat nemeritat, așa comparativ, dacă te uiți la cine populează spațiul public, nu-ți vine să spui că nu meriți să fii și tu acolo. Așa. Dar, sigur, că în termeni mai absoluți, o anumită modestie e de rigoare, mai ales că îmi dau seama, privind reacțiile celor care par să ia seamă la ceea ce spun eu, că e o mare responsabilitate să vorbești în public. Că sunt oameni pe care îi pui pe gânduri, oameni care poate schimbă gândul ascultându-te, că sunt mulți, că sunt puțini, contează aproape deloc. Important e că, într-un fel sau altul, influențezi deciziile, atitudinile altora, ceea ce e o povară enormă. Nu? Adesea îmi vine să spun că să-mi guvernez propria mea viață e deja o povară prea mare, dar când îmi dau seama că sunt oameni pentru care contează ce spun eu și care poate că își fac o părere pe baza unor cuvinte spuse de mine, mă apucă uneori groază și asta mă face să mă simt mereu responsabil și să-mi cumpănesc vorbele atunci când am ocazia să le rostesc. Cred că am spus esențial cine sunt. Și la final, puntați două chestii care considerați că au fost importante în evoluția dumneavoastră. E foarte important în viața unui om, probabil lucrul cel mai important, n-am realizat asta decât foarte recent și citind, dar lectura a fost ca o oglindă care m-a făcut să mă uit la propria mea viață și, sigur, să o citesc într-o cheie a eșecului, e drept. Dar un eșec care e constitutiv și îți dă forță. Lectura la care mă refer este cea din Dietrich Bonhoeffer, care este probabil unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului 20, care e un antinazist, e și executat în 1945, cu puține săptămâni înainte de căderea Reichului. În culegerea de scrisori și texte pe care le scrie în închisoare, este această reflecție. Evident, el știa că urmează sfârșitul, cred cu două zile înainte de a fi executat a scris asta, că până la urmă tot ceea ce contează în filmul unei vieți sunt relațiile umane pe care le-a avut. El, sigur, nu se gândea, noi discutam înainte de emisiune, relații de muncă sau cum ar fi într-o companie astăzi, nu. Se gândea la relațiile cu prietenii, cu cei apropiați, cu oamenii care ai stat față în față în timpul vieții, cu care ai discutat, care te-au influențat, pe care i-ai influențat, nu. Și eu cred că nu ne construim singuri și chipul celui de lângă noi e mereu o oglindă în care ne vedem pe noi înșine, ne construim în acest dialog cu un altul care e permanent cel de lângă noi și eu cred că acest lucru contează. Din acest punct de vedere n-am reușit, am foarte puțini prieteni și în același timp îmi dau seama din întâlniri întâmplătoare sau cu oameni
pe care, care nu mi-au fost niciodată prieteni, că am reușit să ating viața, gândirea, comportamentul unor oameni pe care nu-i cunosc, ceea ce am mai spus-o altfel, e o enormă responsabilitate și într-un fel compensează faptul că în jurul meu nu sunt mulți prieteni. E una din dramele mele personale care mă face să mă pun mereu în cauză și să încerc să-mi dau seama de ce s-a întâmplat acest lucru și, evident, vinovăția covârșitoare este a mea și să încerc să mă dumiresc în ce constă exact această vinovăție. În același timp, nu știu dacă e alt lucru, e cealaltă față a acestui lucru pe care l-am spus, îmi dau seama că cel care sunt astăzi este așa pentru că am avut câteva întâlniri fundamentale în viața mea, care nu trebuie să gândească cineva că au fost spectaculoase, așa cum e întâlnirea între maestru și discipol, așa, în Orient, într-un depărtat, nu te urci pe munte la guru și ai revelații despre tine însuți, lume și viață. Nu vorbesc de asemenea întâlnire așa, care să te cutremure, să te facă să te reașezi, să te recompui, să te reinventezi. Vorbesc de oameni, și au fost câțiva, au fost destui în viața mea, care mi-au arătat afecțiune, m-au ajutat, m-au încurajat, fără niciun fel de obligație. Ar putut să nu o facă, nimic nu-i obliga asta și au făcut-o. Pe doi am numit, doi oameni foarte diferiți unul de altul, dar remarcabili ca intelectual, Alexandru Duțu și Valentin Georgescu. Și alți oameni, care unii care nu sunt deloc celebri din spațiul public sau nu fac parte din lumea academică, adică numele lor nu are absolut nicio importanță, sunt persoane private, dar pe care întâlnindu-i, discutând cu ei, am ajuns să mă pun la îndoială, să mă refac. Și cred că această chestiune e fundamentală în viața oricăruia dintre noi. A te reface mereu, a te simți, astea sunt ultimele cuvinte, cred, ca un soi de pelerin al propriei tale istorii. Ești fidel cu ea fără să stai în același punct, în același loc. Nu e viața ta, nu e altcuiva, tu ți-o trăiești, dar ți-o trăiești ca un soi de călător, de persoană care caută în permanență, nu neapărat mare adevărul sau pe sine însuși, dar caută mereu o fărâmă, cred că termenul cel mai generic care îmi vine acum în minte, dar în același timp și mai adevărat e, caută mereu fărâme de autenticitate în tot ceea ce face și în toate întâlnirile.